despre noua iubită a lui Irinel Columbeanu, care n-a avut parte numai de lapte și miere în relația cu milionarul de la Izvorani. Iar asta nu din cauza lui Iri, care o răsfață ca pe o prințesă, ci din cauza reticenței părinților ei. După ce tatăl brunetei a spus că o dezmoștenește dacă mai continuă să se vadă cu omul de afaceri, acum a luat o decizie care i-a lăsat pe cei doi îndrăgostiți cu gura căscată. Hai spune tu, 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 spune-mi ce-ar zice taică tu, ar spune da sau nu, dacă l-aș întreba acum. De mai bine de două luni, Irinel Columbeanu iubește din nou și își trăiește dragostea exact ca în tinerețe. Și tot ca un tinerel, afaceristul a întâmpinat și unele probleme. Mai exact, părinții Ioanei n-ar fi fost de acord cu relația lor, ba chiar s-ar fi împotrivit total. Însă, îndrăgostit până peste cap, milionarul de la Izvorani a luptat, nu s-a lăsat și iată că, în cele din urmă, a câștigat binecuvântarea părinților. Cum era de așteptat, diferența de vârstă a fost cea care le-a îngreunat situația. Ba chiar la un moment dat, pare că Oana, bruneta care l-a topit pe afacerist, ar fi fost amenințată de către părinți că ar dezmoșteni-o dacă ar continua relația cu Irinel Columbeanu. Toți se așteptau ca ruptura să se producă, însă n-a fost deloc așa, căci, perseverent din fire, milionarul le-a demonstrat că merită. Și până la urmă, tot răul a fost spre bine. Pui așa la suflet? Ce mai are? Nu. N-am de ce să pun la suflet. Fiecare are părerea lui. Mm-hmm. Nu poți să mulțumești pe nimeni. Și vorba vine, nu-ți face grijă, sub pe mine. Inevitabil va fi bine. Acum, când Irinel a primit acordul părinților, nu-i mai rămâne decât să se bucure alături de Oana de vacanțe exclusiviste și poate, cine știe, cei doi se vor muta în curând împreună. Spune-mi, cine știe? Pentru că milionarul de la Izvorani spune că nu vrea deloc să forțeze lucrurile, ba chiar lasă totul să vină natural. De altfel, naturalețea a fost cea cu care bruneta l-a cucerit pe Irinel Columbeanu. Ce apreciați la ea? Ce vă atrage cel mai mult la ea? Nu vreau să vă iau înainte sau înaintea celor care ne privesc acum, dar îndrăznim să spun că naturalețea, ingenuitatea și deschiderea așa către toate aspectele vieții și mai ales optimismul acesta în viitor.